Bună ziua! Am zis să ne uităm un pic în DPF-ul, că am avut o discuție cu un urmăritor. A băgat omul mâna în țavă și a văzut că e murdară țava. Acum, țava la o mașină care nu merge de 2 luni, vă dați seama că curată nu e, iot. Se vede că e murdară, da? Pentru că și cenușa asta când își face, el practic când își face regenerarea, tot pe aici o scoate. Deci negreala aia pe care o scoate când își face regenerarea, tot pe tobă o scoate. Da? Asta e cam un șervețel alb. Da? Băgăm aici, dar oricum se vede și pe cameră că e murdar, adică n-ar ce să mai fac cu șervețelul. Ia uite, deci e funingine la ea acasă. Și o să vedeți și pe tester, că am înregistrat pe tester presiunea diferențială, valorile de la regenerări, toate alea. Adică eu n-am avut niciodată problemă cu DPF-ul la mașina asta. Și, după cum se vede, DPF-ul e foarte ruginit. Adică nu, în partea asta am curățat un pic pe un șurub. Adică nu s-a mai umblat aici, n-are operație pe burtă sau ceva. În partea asta e super ruginit. Nu știu sigur dacă nu s-o rupe prezoanele ăștia, dar n-are nimic. Că le bați cu ciocanul și pui șuruburi după aia. Am cumpărat și garnituri. Avem garnituri pentru montaj. Da, sunt practic două garnituri identice. Am luat ăștia cu găurele, că-s mai bune, sunt mai moi ăștia. Mai e și varianta cu mai multe bucățele de tablă, dar alea sunt bune că le poți monta de mai multe ori. Cum eu de obicei îmi cumpăr garnituri noi de fiecare dată, nu constituie un avantaj pentru mine. Deci, practic, ideea e în felul următor. Asta e filtrul de particule, în partea aia încolo e motorul, e și un catalizator mai sus pe acolo, nu știu dacă îl vedeți gogoașa aia din spate de acolo, e catalizatorul. Și filtrul ăsta de particule are un senzor de temperatură de noxe, da? Ăsta de aici, e senzor electric și are o mufă pe aici, prin spate, pe undeva, ne băgăm și o dăm jos, o ia firul ăsta albastru încolo, și senzorul de presiune diferențială, sunt ăștia două țevi de silicon, două furtune de silicon, și una dintre ele e mufată în fața filtrului de particule, cealaltă merge până în spatele filtrului de particule. În senzorul ăla de presiune diferențială, care e undeva în sus, acolo, în spatele motorului, nu cred că se vede încotro o iau furtunurile ăștia de silicon. Practic, în senzorul ăla este o diafragmă undeva la mijloc, și în momentul în care trage de el, că se face presiune mai mare sau mai mică într-o parte sau în alta, trage de diafragma aia și dă un voltaj în calculatorul mașinii. De acolo știe mașina dacă e filtrul de particule colmatat. În momentul în care se gândește el să facă o regenerare, aruncă motorină nearsă pe evacuare și dă foc în DPF. S-ar putea să fie și o feliuță de catalizator aici în DPF, adică bani. O să vedem mai multe când îl desfacem, că n-am desfăcut niciodată DPF de ăsta de Mondeo, pentru că nu e nicio problemă cu ele. Ăsta este 20 HDI, bă, mă rog, zice TDCI, dar e motorul HDI de Peugeot, cu injecție Siemens și cu DPF normal, fără injector. Cele cu Euro 5 au un alt fel de sistem de DPF, cu un injector de motorină în el, și ăla face probleme. Se blochează injectorul, aruncă motorina aiurea în DPF, ori nu mai pornește, ori ia foc mașina, probleme minore. Da. Hai să desfacem și să vedem ce găsim în interiorul DPF-ului. Cam așa arată datele din tester despre DPF. Vedem în partea de stânga sus cu roșu cam cât face el între de regenerări, cam 620 de kilometri, și că ultima regenerare s-a făcut acum 510, deci înseamnă că filtrul e aproape plin. Jos, în partea asta, este dectorul, a încercat să facă regenerare și n-a reușit, 0. Și presiunea diferențială acum. Deci, practic, acum suntem la relanti, avem 0,4 kPa. Ce o fi ăia, să fie sănătoși, oricum e bine. Și dacă accelerăm, o să crească puțin. Da, dar nu rău, nu crește rău, crește puțin, pe urmă își revine. Și acum o să dăm jos DPF-ul, să vedem ce găsim în el fizic, să-l spălăm. Așa, cam așa arată catalizatorul. Deci ăla de-l vedem acolo în spate, e catalizatorul. Nu știu dacă se vede așa de bine pe cameră, dar sunt toate celulele deschise. Deci, practic, în catalizator este gaură, dintr-o parte în alta e gaură. Doar că, fiind suprafață foarte mare, e ca un burete, să zic, da? Fiind suprafața de contact foarte mare, are timp să reacționeze cu catalizatorul, cu metalele scumpe, da? Au timp gazele să reacționeze cu metalele scumpe. Așa arată suprafața unde a fost prins DPF-ul, da? În gaura asta aici locuia el înainte. O să curățăm suprafețele ăștia cu perie de sârmă pe bormașină sau pe flex.
da? Se vede că sunt găurile puțin mai mari decât șuruburile. În cel mai rău caz, dacă nu reușim, le mai majorăm și noi un pic cu bormașina. Nu am reușit să scoatem, din păcate, decât 3 piulițe. Piulițele sunt praf oricum, că piulițe de cupru sunt mai moi și se distrug când le desfaci. Din păcate nu avem kit de montaj. Încercai să folosesc șuruburile din kitul de montaj de la turbina de Cadillac, dar nu merg. Sunt pe alt fi. Să vedem dacă le punem ceva piulițe provizorii acum și dacă e cumpăr un kit de montaj, că trebuie să găsească undeva. Ăștia sunt furtunele de silicon de la senzorul diferențial de presiune. Se vede că e una puțin mai subțire și una puțin mai groasă, ca să nu poți să le pui greșit. Oricum, una dintre ele a avut un colier și un fel de material, cred că e un sigiliu, chestia asta galbenă, de se vede. Ori să nu cadă colierul de acolo, ori să se vadă dacă s-a umblat aici. Ne chinuirea un pic să-l dăm jos. Da? Și acum mai să mergem afară să vedem și DPF-ul. Prima operațiune a fost mecanică, adică am bătut în el să scoatem un prezon de acolo. Și următoarea operațiune o să fie cu suflat. Da? O să îl suflăm un pic. Ideea este să suflăm invers față de cum merge mașina. Așa arată DPF-ul. Vedeți că în DPF-ul unele sunt găuri, altele sunt dopuri. Practic, pe partea asta e gaură, pe partea alta e dop. Da? Și el arată destul de bine. DPF-ul nu sunt ăștia topite, celulele topite. Deci un DPF stricat ar fi ori cioblit, ori topite celulele, ori plin de nămol, să zic, plin de ulei, plin de ceva, da? Acum mașina asta merge bine, n-a fost nicio problemă. Asta este partea de intrare, da? Aici sunt și găurile de la senzorul diferențial, se vede că e una mai mică, una mai mare. Și acum o să-l întoarcem invers, să vedem și gaura de ieșire. Da? Asta este partea de ieșire spre spatele mașinii, da? Se vede că e în stare bună DPF-ul și că este negreală. Că trece o parte din negreală, mai ales atunci când face regenerare. Da? Și practic ce se întâmplă cu DPF-urile ăștia, el în urma arderii face un fel de cenușă roșiatică, se vede acolo partea aia maro din mijloc, face un fel de cenușă roșiatică și se umple cu cenușe din aia. Practic ăla este conținutul de cenușe și la un moment dat se umple și gata, nu mai e loc în el pur și simplu. Și ia să-i dăm și un pic de aer, pune-l aici și dăm un pic de aer în el să vedem ce iese. Așa. Să vedem, o să fie mizerie mare. Nu faceți asta acasă sau în caz că faceți, cu mască. Da? Să vedem că este negreala din el. Da, deci noi practic o să-l suflăm acum. Ia, nu mai știu. Deci noi acum o să-l suflăm până nu mai iese nimic. Pe urmă o să-l spălăm cu spumă din aia de cuptoare. Spuma e mai bună că stă... Pă, uite ce se vede. Așa, asta e cancerigen, nu e bun, nu faceți asta acasă, sau în caz că faceți cu mască, da? Așa. Noi o să dăm cu niște spumă de cuptoare de la Lidl. Spuma e mai bună pentru că... Eu te știu cum se vede pe cameră. cum se vede DPF-ul pe cameră. Așa, asta, particulele. Așa. Deci, practic, noi o să facem cu spumă din aia de la Lidl. Spuma e mai bună pentru că stă mai mult în același loc, așa, dacă dai cu lichid, trece prin el și se duce și gata. Da? Revenim. Cam așa arată DPF-ul după curățare. N-am stat cu el foarte mult, cred că pentru un rezultat mai bun mi-ar trebui lăsat peste noapte cu soluție de curățare în el, dar oricum nu era foarte, foarte murdar. Practic am dat cu spumă din aia de curățat cuptorul când pe o parte, când pe alta, am lăsat-o să coboare prin el și pe urmă l-am spălat până a ieșit apă curată din el. L-am și suflat cu aer. Ce se vede prin el lucios sunt fragmente de metal care au căzut când l-am polizat pe aici, pe marginea asta, pe suprafața de contact, ca să poată să facă garnitura priză bună. Un prezon din ăsta s-a rupt când l-am desfăcut și a trebuit să dăm gaură, ne-am chinuit un pic să dăm gaură, să scoatem de aici. L-am bătut, dar n-a vrut să iasă bătut, așa că a trebuit găurit. Și am pus un șurub nou, piulițe, din păcate n-avem decât piulițe de ăștia de hipermarket și shape la fel, dar o să vedem dacă reușim să cumpărăm de ăștia de cupru. Cele de pe mașină erau inutilizabile, nu mai aveam ce să mai fac cu ele, cu toate că filetul interior e bun. Practic dacă le montam pentru ultima oară, le puteam pune pe ăștia, dar n-avea rost, că
poate mai am nevoie să mai desfac vreodată. Practic, astea sunt garniturile vechi, da? Cam așa arată. Ăsta e stilul de garnitură din multe bucățele de tablă, da? Se vede că sunt două bucăți de tablă aici. Ăștia, teoretic, se montează o singură dată, da? Ele sunt 3D când le cumperi și în momentul în care se montează, se aplatizează. Dar multă lume le mai pune de câteva ori. Cred că ăsta a fost și cazul mașinii mele, pentru că era, cred că era dat și cu pastă din asta de montaj tobe. Eu am pasta, dar ea nu se folosește la garniturile ăștia. Deci s-ar fi folosit, să zic, dacă puneam garniturile ăștia înapoi, cu pastă. Dar după aia era foarte greu de schimbat. Oricum, o garnitură Bosal este 8 lei. Deci pentru 8 lei chiar n-are rost să te chinui să faci asemenea improvizații. E și partea de la mașină curățată și lucioasă și frumoasă. Uite, cam așa arată, da? Deci asta este evacuarea către spatele mașinii. Și asta este evacuarea către motor. Da? Catalizatorul acolo undeva în fundal. Opa. Ia uite-l. Așa, deci cam ăla e catalizatorul. Acolo în spate. Și acum trebuie să montăm totul la loc. Punem garniturile noi, strângem, mufăm sonda de temperatură înapoi în partea asta în mufă. Ăștia de la senzorul de presiune diferențial. După aia dăm mașina afară, îi facem o regenerare din tester și îi spunem că i s-a schimbat, că i s-a curățat DPF-ul. Practic nu are opțiune de curățat, îi spunem că i s-a schimbat. Ca să știe ea să-l trateze ca un DPF curat, cum ar veni. Practic alea le-am frecat cu perie de sârmă din asta în bormașină și cu un dislamelar în flex, dar ăla nu mai e aici, din păcate. Flexul l-am pus la loc. Da, revenim cu regenerarea. Terminând de montat DPF-ul la loc, are cam aceeași presiune pe care a avut-o și înainte. Vedem aici în colț în dreapta sus. Da? Acum o să-i dăm o regenerare forțată ca să, sau să-i spun că e, deci după aia îi spunem că e DPF nou la mașină, da? Stai să vedem, stai că nu mai țin minte exact de unde se dă. Prima oară trebuie oprită asta și după aia pe aici pe undeva. Ia uite-l. De asta. DPF. Așa. Zice că poate să dureze 20 de minute și să nu luăm foc. Da? Să nu atingem pedalele. Da, din păcate chiar 20 de minute a durat regenerarea statică. A scos mașina, a stat turată la 3000, a scos prima oară un fel de abur așa, bine că era și ud filtrul ăla de particule dacă l-am curățat cu apă. După aia a început să scoată un pic de fum și pe urmă gata, decât a stat să se încingă, să ajungă la temperatură, a mirosit, a încins din diverse părți ale mașinii și... După asta e că băgaie s-a încărcat telefonul. Așa, am mai mirosit, a încins prin diverse părți ale mașinii și acum, după ce am terminat, o să resetăm valorile filtrului de particule. Zice aici că după ce ăsta se face, după ce face regenerare, să nu faci regenerare după asta. Da? Așa. Și acum zice să oprim motorul, băgăm cheia cu accesurile pornite, da? Cu bordul pornit. Așa, acum ne dă ea niște instrucțiuni ce trebuie să facem. Oprim motorul, ăsta, contactul, luăm contactul. Da, și după ce terminăm și asta, o să ne plimbăm 2-3 minute cu mașina să apuce să se ventileze, să nu mai miroase plastic încins și ce mai miroase pe aici. Și după aia, gata, plecăm acasă, că am muncit destul astăzi. Vă lăsăm cu DPF-urile. Da? Deci nu întotdeauna o țeavă murdară înseamnă DPF off la mașină. Gata, s-a terminat și asta cu asta. Vedem dacă mai pornește mașina. Pornește. Așa, merge frumos. Ia să vedem și valorile pe DPF. Ce zice? Zice la fel. Da. Uite, vezi, zice că ultima regenerare s-a făcut acum 0 km. Da? Când a încercat să facă. Așa.
Și cam atât. Gata, mergem să dăm o tură cu mașina și ne ducem acasă, că s-a făcut târziu deja. E 12. La revedere.